jos, mafia din avocatură! Uniunea Sovietică a avocaților! Avocați sovietici! Tălhărilor! Mafioților! Vrem transparență! Jos, mafia din avocatură! Tenebroșilor! Ce ascundeți acolo? Vrem să vedem și noi! Nu mai acționați accesul presei! Vrem acces la ședințe publice! Mafioților! Asta e mafie, nu avocatură! Halal așa, avocați! Clan mafiot! Jos, mafioții din avocatură! Suntem revoltați că Uniunea Avocaților și la adunarea de Consiliu și iată la ședința Comisiei de Etică și Deontologie Profesională operează cu secretisme, lucrează cu ușile închise, nu lasă nici activiștii de drepturile omului, nici mass media să intre, să asiste. Deci, în mod sigur, ei simt că fac ceva ilegal. Suntem împotriva hărțuirii avocaților onești, suntem împotriva acoperirii faptelor de corupție, vrem transparență în activitatea Uniunii Avocaților Monopoliști. Ei au monopol asupra profesiei de apărător în instanța de judecată, deci activitatea lor e similară cu activitatea unei instituții publice. Ei ședințele trebuie să le facă toate la vedere publice. Altfel să-și dea demisia, altfel să vină procuratura și poliția ei să dea busna pentru că se încalcă drepturile omului. Demisia! Jos, mafia din avocatură! Vrem avocați, nu mafioți! Tot!